Ești femeia visurilor mele. Ia și dă-mi, lovește-mă tare, haide! Du-te, mă, bagă lemne în sobă! E lucru știut. Lumea n-ar fi nimic fără dragoste. Iar dragostea e dragostea adevărată doar dacă are un dram de pasiune. Ai văzut vreodată în viața ta de ăștia? Iar ce-a făcut nevastă ta, programul? Unde e pasiune, neapărat apar și năbădăile. Ăsta, băi, mugurea de... Lasă-mă, stai, mă, nu te duci, ai nebunit la cap. Ori mă iei de nevastă, legitim și cu acte, ori nu mai iei nicio nuntă. Iar dragoste mai cu năbădăi decât cea de la țară... Posedă, mă, ia-mă cu forța, fă-mi ceva. Am vrut să se sinucidă din cauza ta. Ce drăguț din partea lui. Și da glume. Știi că începe să plac. Printre bârfe și prejudecăți, nici că există. Aceasta este povestea Andei Bărbulescu. Mă iubește. Nu mă iubește. O fată obișnuită și nu tocmai. Fug în lumea largă să nu mă găsească nimeni. Încă adolescentă, fata visează la marea iubire. Nu mă mări. Părinții, Dochiana și Sandu, au însă alte planuri cu ea. Când pleci, adică peste 10 secunde, să pleci cu tot cu ele. Haide, haide, ajută, fă tacte. Hai mă, fă și tu, mă, un efort, mă, odată, mă, e un eveniment mare pentru noi. Haide, te rog frumos, haide, Sandule. Femeie, tu n-ai nici suflet, n-ai nici minte, unde vrei să merg acum? Sunt bătrân, sunt bolnav, vrei să măriți fata? Eu ce câștig la treaba asta cu măritatul? Nu vrea că eu nu mă mărit. Ai înțeles? Nu mă mărit, domne, nu mă mărit. De la vârsta asta, măritat îmi trebuie mie. Sandule, ascultă-mă. Nu vrei, mă, și tu să dansezi la nunta, la fetița noastră? Nu vrea. Nu pot. Nu vrea. Nu. Fii atent aici la mine. Mă, tu nu vrei, mă, să vezi pe fata noastră? Hai, fă un pas. Nu vrei, mă, hai, ajută-l pe tactul, că știi că e bolnav. Nu vrei să vezi pe fata noastră fericită, că merge la București, mă? Face și eu o școală pozliceală, mă. Ce pozliceală? De ce să mă duc eu la București să fac pozliceala? Poate eu vreau să mă fac actriță, tu te-ai gândit la asta? Tu nu te gândești la mine, te gândești la interesele tale și ale tale personale, să vă faceți viața pe spinarea mea. De ce mă măriți tu pe mine cu Mugurel? De ce? Care auzi? Bani e urât, nu-i de mine. Ia, mă, vorbește și tu ceva, că ești bărbat. Nu, că mă dor picioarele, nu pot. Hai, ia-l pe taștul, că mă enervați amândoi. Hai că avem treabă și trebuie să rezolvăm problemele. Nu așa să faceți. Tavi este un bărbat obișnuit. Tot ce visează el este o viață liniștită, comodă, așa cum pare a fi în acest moment. Tot ce nu știe el este că în curând va avea un rol hotărător în planul bărbuleștilor de a-și mărita fata. Hai. Ia uite cine a venit. Ce mi-ai făcut, drăguțule? Unde m-a dus, ești drag? Hai, bine ați venit. În seara. Să trăiți loc. Hai, stați jos, vă rog, luați loc. Doamne, ce surpriză. Ce face Sandule mai încolo așa? Ai imediat acum, vă spun eu. Dar nu că m-ați blocat. Vreau să ne fiți nași mai oameni buni. Știți de ce? Opa! Măi, bravo, băinea, Sandule! Păi am crezut că nu mai poți vrea la vârsta mea tale. Felicitări! Am pus-o de mamă liga, bravo, băiețel, fetiță! Ce ai, măi, mă, Tavi, mă, mă faci să mă simt naibii și prost? Păi, bărbatul meu de anul trecut nici nu s-a mai apropiat de mine, ce n-ai bata la Florin. Și atunci 3 minute. Lasă, dragă, nu-n capăt de țară și au fost 5 minute, ai, nu 3. Singură, păi și cu cine îl faci? E, fac, mă, să fac eu, mă, să mărită fetișoara mea cu pinița. O pântrița mea de fetiță. Păi, da. Fata noastră. Ce să... Fata noastră. E, hai să fie într-un ceas bun. Care ceas, mă? Ce-a făcut? Păi... Cum să mă uită? Stai așa să spun.
Stai să spun, ghiși cu cine? Zi, ghiși cu cine? Ce mai contează cu cine? Dar cum să se mărite? Că e... Să spun, e coaptă. Nu, nu, că ultima e să-ți spună cu cine. Ai, chiar... Cu Gurela lui Ionel. Vor să mă mărite cu urâtul ăla. Nu vreau să mă mărit eu odată acasă. Hai că ești o plăcită. Pleacă de aici, că mai e mâncat sufletul. Hai, lasă-mă în pace. Nu e după ea. Unde o trimis, păi, bă, nu mă ascultă deloc. Dar stai că mai șoc Mugurel. Anda a profitat de discuția serioasă a părinților cu viitorii nași de cununie și a ieșit să ia aer. Sau, cine știe, poate așteaptă pe cineva. Ce faci, mă, iubita? De ce n-ai venit azi noapte? Unde ai fost? Mudă. Iar ți-a făcut nevastă-ta program? Oh, wow. Tavitu-ți bagi joc de mine, am răcit de câte ori am deschis și am închis geamul. Măi, unde ai fost, de ce n-ai venit? Stai-mă puțin, măi iubita, îți dau cuvântul meu de onoare că am vrut să vin. Trebuie să mă înțelegi că știi bine, o dată pe săptămână, nevastă-mea are program de picioare cu piatra ponce. Cu piatra ce? Aspră de aia de baie. Da, ce mă interesează pe mine pedicura ei? Aulă, nu trebuia mai... să vii, ca așa mi-ai promis. Băi... A durat pedicura aia o noapte și o zi, nu? N-a durat o noapte și o zi, stai un pic, înțelege-mă, lasă-mă să te explic. Explic. Îți dai seama să freci ore întregi la călcâie cu aia, am epuizat numai, deci eram terminat, nu mai eram bun de nimic și gata. Tu oricum, tati, nu ești bun de nimic, nu ești un incapabil. De ce i-ai lăsat să mă mărite cu Mugurel? De ce ai lăsat? Trebuia să drop cămașa de pe tine, să te pui de-a curmezișul, să faci imposibilul și să nu-i lași. Păi, ce-ai făcut? Dar n-aveam cămașă, pe cum să rup cămașă dacă n-aveam pe mine? Am încercat cu ei, ai văzut bine. Le-am zis la toți, băi, nene, lăsați-o în pace, că nu e coaptă la minte. Eu să ne coaptă? Nu, nu mai da. Sau tu habar n-ai ce vrei, că de o lună încoace tot ești meu, că tu divorțezi de Anabela și nici până în ziua de azi n-ai fost în stare. De scorpie aia. Măi, puiule, dacă nu mai dai, lasă-mă să spun și eu cum e cu divorțurile astea. Spune odată. Nu e așa ușor, tu ai impresia că un divorț îl faci așa în fiecare zi? Îți trebuie acte, dosare, o grămadă de hârtii făcute la tribunal, la toate alea. Tu îți dai seama dacă află nevastă mea că vreau să divorțez? Îți dai seama ce iese? Ce iese? Păi mă distruge, mă nenorocește. Își ia 10-15 avocați, mă dă ori pe stradă afară, bă. Tu nu-ți dai seama, pe frigul ăsta, mă bagă în pământ. Tu îți dai seama, tu chiar asta, uite... Îți imaginezi cum ar fi să-l vezi pe iubitul tău mort într-un scriu? Asta vrei? Hai, fii bărbat! O să vorbesc, să rezolvă cu nunta, să... Ce faceți, mă, porumbeilor? Ce bine vă șate împreună, mă! Leonar, dar noi nu suntem împreună! El e însurat, iar eu sunt singură. Discutam și noi niște chestii așa mai importante. Tu lipseai, visul. Ba, da, ce să mă cu Anabela aia, de la păr, fă, ia uite. Aolea, ce să fac, fă, câteodată te mai lasă la o vârstă, vedere, așalele. Haide să vă ghicească, baba. Hai, dă-i cu pravdă, mersi, lasă-ne. De ce, mă? Bine, dacă tu vrei, eu mă duc acum în casă să le spun la ăștia că nu vreau să vă lăsați ghiciți, mă. Hai, dar doar 10 lei, mă, și zghițesc de viitor, de noroc, de ce vrei tu, ha? Ia de mă face, mă, mă, ia să vadă, baba, ce-i tu aici? Tu, ăla! Mă, dar ce-i aici, mă? M-am tăiat! Ba, fii atent, lasă tăietura, că ai mai multe, fii atent tu aici, bă. Uite-mă, o vezi? Ce-i, mă? O damă de toabă, bă, la drum de seară. Puuu, dar la mai multe drumuri de seară ești nebun. Îți ține calea, mă, și nu scap de ea, mă. Da, vine, uite-o pe asta, o vezi, mă, uite-o. Aoleu, asta-i de inimă neagră, mă. Ba, și vine, și de nu-ți o ia pe asta, pe aia de toabă. Și uite așa-i face, mă, înțeleg? Ce, mamă, Andreea, cum zici tu mie de dame, vales și pot joci tabinet la mine în palmă? În casa familiei Covaciu, tratativele s-au încheiat deocamdată. Aici erai? Să rămân. Hai acasă, că totul e aranjat. Hai de acasă, hai, ține-l pe tactul. Hai. Hai să mergem. Hai să mergem. Hai să mergem, hai, hai. Haide! Haide, haide!
Vezi să nu te împiedici să cazi pe aici. Hai să mai dau un tarot în ceva. Haide. Nu mai am bre bani, lasă. Vino mă să ghicesc, vino mă încoace. Ia descalță-te mă, că știu și-n talpă să ghicesc. Hai da, descalță-te, n-auzi. Nu ia cred că vrei. Ia stai mă să vă. Uite mă în chelie, da mă să iau, uite mă calașul de chelie mă. Ia mă aici, mai bagă 10 lei. Haide. Nu mai am bani. De ce vrei? Păi nu mai am. A doua zi, pregătirile sunt întoi. Mai precis, Sandu cinstește cu un tovarăș de băutură, Anda se gândește la iubitul ei secret, în timp ce Dokiana face toată treaba. Mă iubește? Nu mă iubește. Mă iubește? Nu mă iubește. Nu mă iubește? Ce faci, fai fata? Amețită umbli, ce e aia mânată? Am curățat floare. Că muncesc de azi dimineață, nu mi-ai ajutat o găină să tai. Eu să te ajut pe tine să tai găini? Eu? Da. Cum să tai eu găini când tu mă duci pe mine la tăiere? Cum? Ia uite, te duc la tăiere, te fac fată de casă, gospodină! Ia uite ce fac ăștia aici. Bună ziua! Hai să rămân. Oh, bună ziua! Să trăiți, vezi. Bună ziua! Uite! Ah. Ce faceți? Dacă tot am găsit aici în curte, da, trebuie să avem o discuție. Am vorbit și cu nevastă mea, să stăm da. Un pic de vorbă. E prea din scurt, parcă, nu știu ce să știu. Să da, de nuntă. Așa, parcă ne-ați luat așa, dintr-o dată. Și eu zic să o mai lași, tanti, să mai se împlinească și ea. E necoaptă așa, uite, e la ea, e mică. Lasă-o un pic să mai cunoască și ea 10-20 de băieți pe aici pânsat. Ascultă-mă tu bine! Eu nu mă mărit! Ai înțeles? Ce atâta că o să murci, o să spară rău! Uite ce-o vreau! Stai, Dokiana! Stai, unde fugi? O să spară rău! Băi, femeie, lasă pe ce să întâmplă! Stai, măi, fraților, stați puțin așa, mă, unde le cază, mă, mă? Brenea Sandule, vă faceți de râs, vă vede lumea pe stradă! Ce vrei, mă, uite, că nici nu pot să beau de ea! Măi, tante, stai așa, mă, uite unde fugi, măi, frate! Măi, ce vrei? Stați un pic, v-ați apucat de bătaie acum. Și ce băia bun, lasă-o pe ea să-și arată. Băi, oameni, băi, vă vede. Dar lasă-mă, doamne, îmi faci. Băi, dar am azi să plecăm acasă, că eu nu mai plec. Băi, Neasandule, parcă e la nebune aici, băi, și inima la... Da, băi, stai aici și vezi, așa nu ziceți nimic, zici că nu sunteți aici. Lasă-mă, băi, 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 băi. Sătui de atâta scandal, nașii părăsesc curtea lăsând mama și fiica să-și rezolve singure conflictul. Nu mă scădă asta dimineață, nu mă ajută la nimic! Anta, stai așa! Stai! Ah, aolo, iartă-mă! Mugurele! Mamă! Aolo, să nu mai trage în sufletul! Scuză-ne, mămică, făceam niște trenamente pe în curte și noi. Nu-i nicio problemă, stați liniștită că... Eu sunt mai și pe mine mai îmi pune tante Lucia să mai alerg. Și prin curte, și pe afară. Na, doar că tata nu-i de acord, dar tot ca tante Lucia rămâne că e de la București. Na, ăștia de la București că așa știu e mai multe. Da. Eu am venit să o văd pe Anda, dacă se poate. Dacă nu, eu mai aștept sau vine alta dată. Nu, mămică, să spun. Noi n-avem nicio treabă, mamă. Așteptăm oameni. Ca tine, ca tăticul. Da, bineînțeles, tocmai asta făceam. Au, e rău, e rău. Nu era. Nu, știi cum e? Ascultă-te pe mămica ta și-ai încredere în mine. Ea mai temperamental așa, dar nu era. E bună. Mama vă lasă, mai vă lasă, mai vă amintiți, mămică. Ce faci tu? Să mai vă amintiți, mămică, mă, și voi. Să mai vă amintiți. Tu chiar pleci? Da, de ce sunt? Să-mi pari-mi parul ăsta, ca zice, vai da un cap. Uite cât și tu mai duce. Nu era, da. Mămică. Lasă, eu vă las acum. Te pupă, mămică, mâncă la mama. Păi el, mama îți facă să mănânce. De ghinere, mâncă la mama. Hai, gata, mai vă las. Gata, să vă amintiți? Da. Poate și iei voi. Și pe el cu tine, lasă, eventual. Lasă, nu fire, da. Stai acolo. Stai acolo cu băiatul, că urmează nunta acum. Deci gata, ai acum plec. Hai, în vă lasă, mama. Vreau să te întreb dacă-ți plac florile. Vai, dar întotdeauna îmi plac. Mai ales astea.
Ce frumos din partea ta, Mugurel, că te-ai dus să le iei de la cimitir. Când pleci, adică peste 10 secunde, să pleci cu tot cu ele. Ce îmi place. Îmi place că ești temperamentală. Așa sunt fetele. Mișto. Anda, uite-te la mine. Eu vreau să fim împreună. Vreau să te fac o femeie fericită și invidiată de tot satul. De să nu regreți nici o secundă că te măriți cu mine, pentru că te iubesc din tot sufletul. De unde scoți tu textele astea? De unde le scoți? Că mai cuceri complet. Ești femeia visurilor mele. Lasă-mă. Lasă-mă să-ți demonstrez că și eu sunt bărbatul visurilor tale. Așa că lasă-mă acum să te pup și eu, că na, doar suntem logodniți. Bine, hai că te las, dar o singură dată. Hai! Logodit? Nu eu sunt logodnica cu tine? Ce-mi place când ești rea. Vrăbiuța sufletului meu. Muza mea frumos. Cum vei tu? Lasă-mă să sor puțin din dulceața ta. Doar să gust. Doar să gust. Că de mâncat, voi mânca după nuntă. Nu-i normal așa? Colorado, trebuie să găsim o soluție. Puțin mai târziu, după ce musafirul a plecat și toată lumea s-a liniștit, Anda se vede pusă în fața unei decizii cruciale. Să se mărite sau nu cu un băiat pe care nu-l iubește. Am plecat să mă mănânce lupi. Nu mă mărit. După toate aparențele, soluția problemei a fost deja găsită. Dramaticul mesaj din biletul de adio pare a fi o pistă falsă pentru părinții Andei. Singura piedică în calea libertății mai este doar Sandu, care își vede de ocupația preferată în bucătărie. Ce faci, dragă? Pleci la școală? O să mă mănânce lupii. Aolea, l-ai uitat să-ți pui fularul, că e frig afară. Libertatea nu e libertate dacă nu poate fi împărtășită cu o persoană apropiată. Anda a decis că nu poate să apuce calea codrilor fără să-l avertizeze pe iubitul ei secret. Ce cauți, mă, aici, mă? Bă, ce? Dai de aici, că ne vede asta pe geam, mă. Mă, de ce-mi faci tu asta, mă? De ce mă sun pe telefon? Bă, dacă n-aveam telefonul în buzunar, mă. Dacă n-aveam telefonul în buzunar, mă, vedea aia cine sună, ne dai de gol, mă. Ce ai pățit, mă? Tavi, mi-a fost dor de tine, am venit să mi-au rămas bun. Ce rămas bun, mă? Unde pleci, mă? Pe altă planetă? Mare lucru, mă. Te măriți. Atât. M-am zbătut, crede-mă, am făcut tot ce am putut ca să nu te măriți. Eu nu m-am mărit cu nimeni. O să plec în pădure. Uite, mi-am făcut bagajul, l-am luat până și pe Colorado. Să știi că e treabă serioasă, eu nu mă joc. Băi, uite, câtă minte ai și tu, ai umplut un bagaj întreg, o sticlă de apă, nu-ți luai și un sandwich. Umpli bagajul cu un ursuleț. Eu nu pot dorm fără Colorado. Băi, fetițu, tu chiar nu mai judești, mă? Pentru ce faci tu treburile? Pentru ce faci tu chestiile astea? M-am zbătut, ai văzut, am vrut să fac de toate. Am vorbit și cu nevastă, mai am să o conving să nu mai fie nicio nuntă. Și tu ce faci? Vii aici, să strici tot. Poate că o banală ceartă de îndrăgostiți nu e cel mai potrivit moment pentru apariția lui Spaniolu și a lui Ghiocel. Dacă toți sunt aici, să menționăm faptul că cei doi se cred mafioți veritabili. Nu e nicio cununie, că eu nu m-am mărit cu nimeni. Pe Mugurel a anunțat o satul și tasul face deja invitațiile. Cum facem? E, da, Mugurel în sus, Mugurel în jos. De când eram mici și îl băteam toată ziua, n-am mai vorbit. Bă, Spaniole, care Mugurel, mă? Hai, cu geamul și... Bă, jos-o mai palmei de geam. Doamne, pupate, ai stălpile tale, dă-le-i vorba. Păi, fetițo, Niscorestu, când își pune ceva în cap aia e...
Deci nu prea ai cum să scapi. Ba da, că o să fug în, în lumea largă, să nu mă găsească nimeni. O să fugi în lumea largă și nu o să te găsească nimeni. Fă-i fetiță, pe noi ne lași până în calcul, a? Pe post te ascund și... Și oriunde! În copac, că tot te găsim! Tot te găsim! Bineînțeles, asta dacă ne plătește în istorie. Păi da... Dar de ce sunteți voi răi cu mine? Eu vreau doar să scap de Mugurel. Haide, ajutați-mă! Ar fi o soluție. Ia fă puțin cum face păpușa Ceachi. Stop! Pentru treaba asta trebuie să vii la noi acasă să stăm puțin de vorbă și, bineînțeles, să cotizezi ceva. O șaurma, două șaurma. Una mie, una lui, da, e mare. Dreptul de aici. Bă, băieți, știi care te-am? Hai, uite, lasă că eu m-am gândit, am o soluție, am analizat eu. Mulțumim de serviciile voastre, sunteți băieți, ok? Dar deocamdată o să mă ocup eu un pic de treaba asta, că sunt naș și mai... Dar să ale. Hai, sănătate, băieți, nu mă bine. La revenind de-o, frate. Doamne ajută, sănătate. Ești un isprăvit, incapabil. Băi, dar termină, măi, măi, bă, tu n-ai ce face, mă spui în cărcă cu oamenii ăștia, mă, ce treabă tu, mă? Hai să mergem în casă, uite care e treaba. Mergem și în pădure, îți promit, dar mergem mai târziu. Nu, acum, ca așa dintr-o dată, trebuie să facem și noi un plan, ceva, o analiză, să vedem ce fac. Mergem, stăm cu deocamdată un pic, să discutăm despre ce e vorba și... Eu mi-am făcut dita mai bagajul ca să stau în casă cu Anabela. Eu nu vreau să stau în casă cu Anabela! Tu știi, mură, că te aude aia, nevete dracu, pe geam. Ce ai de urle așa? Hai în casă un pic să discutăm. Să iau și eu, mă, niște chibrituri de-alea cum ți-ai luat tu, dacă se termină eu ce, ale tale, ce facem? Luăm și noi o bucată pâine, ceva, salam, să avem la noi în pădure. Asta e umilință! Uitaște, ură, nu mai, tu mai, nu mai țipa! Hai să mergem și nu o să te vadă nici Anabela, că o să stai în pod, nu stai în casă. Cine ți-a zis că stai în casă, Doamne, Maica Domnului? Băi, ești incredibil, lasă-te mai jos, că ne vede pe geam. Eu nu vreau să o văd pe Anabela! Tăi, dă gură, nu ești dravână la cap. Doamne, te captez să știu, dacă nu te bat, ia să vezi tu ce-ți fac. Nu trece mult și Dociana ia la cunoștință de conținutul biletului de adio. Asta sigur nu era prevăzut în planurile ei. Vreau de la doctoria asta când vine să... Ce faceți mai aici? Dociana, dar frumos a te făcuși, fă! Da, stăteam de vorbă. Da, am venit după Pompilu, fă, că mă doare capul. După Pompilu ai venit? Păi, fă, Pompilu e afară, de acolo, în staul. Dar ce caută fă acolo? La paie, la alea. Păi, după Ioara s-a dus. Eu te-am drept, care e Ioara? Păi, ia zi și mie, care e Ioara? A? Da? Aoleu, băi, să mă duc să-l fac. Hai, lasă numai că te-ai doctoricit destul. Ia, lasă, mă, fă, că-i fă. Ia zi, fă, unde-i meu ăla, să mă duc copilu. Aoleu, fă, da, unde-i ușa? Aoleu, fă, da, ce bună e. Hai, fă, du-te după Pompilu, că-i fă, acolo ușa aia. Așa, hai să treci. La revedere, să nu mai... Hai, Pompilule! După Pompilu, da? Aoleu! Mă, eu de azi, de dimineață, sunt copilul. Știi, mă, unde-i copilul nostru? Bă, eu uite-mă! Eu am văzut-o când s-a dus la școală. La Pompilu altă. Eu am văzut-o când s-a dus la școală. Eu atât așa. Hai, lasă-mă. Care da. Școală, mă, că a terminat anul trecut școală. Ia, ai văzut-o tu mai bine? Anul trecut. Ai văzut-o și tu pe aici, pe casă? Nu mai e, mă, nu. Nu mai e la școală. A terminat școala, mă. Da. Ai văzut-o pe aici, pe casă și tu ai urmărit-o, ai... Nu știu, că ești taxul. Nu știu, eu am văzut-o, și-a făcut ghiozdanul, și-a pus semișurile în el, s-a îmbrăcat, ba chiar am zis să-și ia și un fular. Deci dacă nu ești atent la nimic, mm-hmm. Copilul nu e. Nu e copilul. Cum a plecat trebuie? Fata. Ce ne facem? Mă, ne-am nenorocit. Hai, dragă, lasă că se rezolvă. Cum să se rezolve, mă, nu-ți e milă, că e și ea mică. Hai, Paul. Oameni buni, să rămână. Bine v-am găsit. Stai jos. Bine ai venit. Ai, bine v-am găsit, a trei. Ce faci, Dociana? Ca supărată, da. În rest, mă descurc. Mulțumesc, Dumnezeu. Asta e, înainte de toate să spun, eu m-am gândit mai bine, așa, când am acceptat să fiu nașă, fără să pun nicio condiție, am fost cam prost, așa. Aolo. Am vorbit cu Tavi. Cum? Lasă-mă, că știu eu ce vorbesc aici. Zi. Care niște datorii pe la Nestorești. Și să vorbiți și voi cu Ion să șteargă datorile. Deci de la voi nu vrem absolut nimic. Dar să ne mai rămână și nouă ceva. Da, ce tu pe este, Ioana Covaciu?
Vorbești de datorii, de nu știu ce, toată lumea face afaceri pe copilașul meu. Păi dar tu le faci prima afacerile. Și mie de ce să nu-mi iasă nimic? Ce, sunt proasta satului? Ia uite-te aici la mine, avem mireasă? Avem mireasă? Că nu mai avem mireasă. Cum așa nu mai avem mireasă? Tavi, da? lasă doctoriile astea. Da? Uite-te aici la ea. Hai, citește. Ia că eu n-am ochelari la mine. Nu vreau, mă mărit. Am... fugit. Hai mă, citește ca lumea, ia să văd eu. Am fugit să mănânc lupi în pădure. Du-te că nu e. Fata mea să mănânce lupi? Nu știu, mănânc. A fugit Anda, tâmpitule. Hai bă, lasă-mă. Hai repede, să-i pună mâna cu zi mână. Bă, are mirosul gântul, nu știi? Și găsește și în gaură de șarpe, orice. Bă, nu merg nicăieri, n-am mânuși, n-am găsură, lasă-mă în pace. Bă, tâmpitule, cum să nu ai mânuși? Ție ți arde de mânuși și aia o fi dezbrăcată să o mănânce lupi pe frigul ăsta? Nu mai bebe, ținule. Haide că nu mă înțeleg cu tine. Bă, dar dominați-vă, mă pare bătără. Unde vrei să mă duc pe bine? După fata. Doamne, bă, uite. E, ai treabă, haide. Tavi o știe pe Anda la loc sigur, dar circumstanțele îl obligă să păstreze aparențele. Ca să demonstreze că îi pasă de soarta așa zisei fugare, a adus chiar ajutoare specializate în urmărire. Mona Pokemona e specialistă în căutare. Uite, hai să vezi. Dacă ia urma, bine. Până jos. Până jos să găsească fata. Haide, urmele, haide, urmele. Hai, frate, haide. Nici câine nu vrea să o caute. Băi, e inutil. E bătaie de bagiocură. Ia nevastă, trage de el. Hai că să vedeți cum o găsim. Haideți, ajutați-mă. Nu mai pot și pe mine, mă dor picioarele. Andra mea a plecat la școală, s-o fi dus să vadă un coleg care a rămas ce repetent. Ce școală, mă, Sandule? Tu n-auzi că fata s-a dus în pustietate? Ai mă să găsim fata, mă? Păi mai ce pot. Mă fac dacă află Ionel, m-am nenorocit? Sandule, ascultă-mă, haide. Eu am comandat roche de mireasă pentru fata de la București, de la Marinela. Bă, alo, băi, beaga bolților! Pă frigul ăsta chinuiți beata, zebră! Domnule, ce? Fata mea s-a dus la școală în pădure cu ghiozdanul. Hai că vă explic eu. Deci mai târziu vă spun despre ce e vorba. Acum ne-a lăsat câinele în pană, aia beleau. Hai cu noi, ne ajutați să căutăm fata aia și pe aia mai vedem despre ce e vorba. Hai să rezolvăm treaba. Păi eu tocmai acum... Ascultați-mă ce vă spun. Băieți, vă iese și vouă ceva la afacerea asta. Ne dai și noi ceva pe la barbă și vă ajutăm să găsiți fata. Hai mă că vă promit, mă, veniți la noi la nuntă. Vorba aia, mâncați și voi ceva bun, beți și voi ceva. Bă, doamnă, ce scuze că intervin. Ca ideea așa, la nunta asta, sarmale găsim și noi, aveți? Cum să nu, mă, băieți, mă, sarmale? Sigur că da, mireasă s-a de mai s-o găsim. Și tot de la caramel, cu tot. Bă, mă, te dracu, cu mâncarea ta, că o să dai în cataractă de la ta, mâncare! Da, cine vrei tu, numai să... Băi, băieți, hai mă, gata, mă, hai să ne... Hai mă, să căutăm! Hai mă, să căutăm, că să dezolvă o girafa pe timpul ăsta! Pe frigătoare să dezolvă o girafa! Aveți grijă, la chinuiți girafa, că o să ne aresteze ăștia, vagabonților care sunteți vagabonți, să moară miliția de n-am paralizat de fric! După câteva ore de căutare, lumea a obosit. Entuziasmul a scăzut în mod periculos, nervii sunt pe cale să cedeze. Ce e de făcut? Dar nu se poate, băi. Cineva cred că trage a sărăcie de aici, pagubă. Băi, spaniole, băi, uite-te și tu ce-i pe noi. Spaniolul zice că cineva trage a pagubă. A găsit ceva. Aoleu, ce-ai găsit, ia? Ia, mă, ia, Pokemon, a miroase, tată. Nu, asta-i mânușa lui copilaj. Ei, na. Vrei, doamne? A găsit mânuși. Vrei, doamne, stai așa un pic, că aici sunt lupi, sunt ăștia de nemănâncă. Am auzit eu acum 3 zile cu țipa la lună. Eu nu stau să mă mănânce lupii, bre, tanti. Aoleu, dacă au mâncat-o lupii pe fetița mea săraca, de aia neînțeleasă de nimeni, numai de tăticuțul ei. Nea, Sandule, faci aici o criză, stai liniștit. Da. Haideți, vă rog, frumos, ajutați-mă. Bă, ia, da, uite, tu, gramică! Dă-i să faci arată, vaga, băncilă! Și tu cu lupii? Și tu cu lupii vrei să mă ferii cu lupii tăi? Ajutați-mă! Nu, tu te asigură! Ia toată lumea acasă, că eu rămân cu ăsta să caut fetița și voi vă duceți acasă, dar ne dai un loc la masă. Hai mă, băieți, mă, hai mă, măcar 100 de euro, mă. Ce o brandică e... Nici o bancă! Ăsta mănâncă mult, mă, ăsta mănâncă pe 10! Nu, nu, mănânci un pic! Te ajut eu, tanti, cu banii, lasă! Mănâncă mai puțin și nu-ți dă nimic! Hai mă, să-mi găsiți fetița, mă, uite, hai, uite, hai, că pă, de gratis vă primesc, pe cuvânt! Ușor, haideți, bă, haideți să găsim fata! Ei, parcă așa m-am venit acasă, hai, hai, pedalați, hai, dați ușor la pedale! Hai, Sandule, hai să găsim fata! Vagabonților! Hai. Ne mâncați, taranilor care te țărani, mi-a înghețat picioarele, în cauza voastră. Cu
gândul la iubita ascunsă în pod, Tavi s-a întors de urgență acasă. Bărbatul însă n-a luat în calcul factorul surpriză, adică propria-i nevastă. Oh, mă, s-a pișurit. Tavi? Da. Astăzi. Iată aici. Astăzi vreau să facem sex. Doamne, măi, Tavi. Toată fugărarea asta prin pădure n-a făcut altceva decât să-mi amintească de tinerețea noastră înainte de căsătorie. Îți ții minte cum făceai tu? Băi, zeme. Cum mă luai așa, cum alergai tu. Bă, tu ai nebunit? Da. Păi ție ți arde de sex, lasă-mă în pace, ți arde de sex? Eu sunt rupt de oboseală, ție ți arde de sex? Lasă-mă în pace. Ce v-am zis eu? Ce v-am zis? Să stăm liniștiți, acasă, să ne vedem de ale noastre. Nu, stăm să umblăm după bezmetica aia prin pădure. Când eu fi frig și foame, ai să vezi cum vine singur acasă. Uite-te și tu, ci că asta e femeie de măritat, dar aleargă prin pădure ca nebuna și noi după ea, mai nebuni. Tavi, lasă astea acum și te rog. Haide, fii polițistul cel rău, te rog, și eu o voi fi infractoare. Bă, când ți-o-i dat două bastoane de poliție pe c***. Așa, așa, ia, ia, ia. Și dă-mi, lovește-mă tare, haide. Du-te, mă, bagă lemne în sobă, mă. Haide, Tavi, te rog, posedă-mă, ia-mă cu forța, fă-mi ceva, te rog. Când ți-o-i dat două palme cu forța, dar nu te vezi. Trece aici, trece aici. Că dacă nici așa nu merge, nu știu cum să mai fac. Ce mă, tu vezi că e lumină afară? Unde vrei să mă dezbrapă lumină? Stai puțin, stai. Stai că mi-a venit o idee, am o surpriză pentru tine. Asta e aici. Anabela nu se lasă așteptată prea mult. Ce ai pățit, drag? Îți place surpriza mea? Aolea. Ei, ce mai zici acum? Mă, tu te-ai uitat la filme porno? Aproape că te pricepi? Na, bele. Ce? Ce-i, dragă? Nu știu că mă speri. De ce? Nu-ți place nici acum? Păi nu știu cine ești. Nevastă ta, tâmpitule. Care mă, ce-ai făcut, mă, cu nevastă mea? Hai să te leg. La ochi vrei? Păi, dar ce să mă legi? Să jucăm baba oarbă. Oarbă după tine? Ce ai făcut, măi, femeie? Haide, Tavi. Doamne, măi, hără. Ia, vezi, ia. Măicuță? Bă, tu chiar vrei acum te-a apucat așa? Aoleu, cât ați clipit. Ia, că știi de-astea de la striptease. Ce mai zici acum? E, ce să zic acum? Hai că parcă miroși bine. Te-ai dat cu ceva? Cum parcă, mă? Aoleu, m-a se popat acum. Ia să văd ce ți-ai mai luat pe tine. Asta nu știam de el. Vai că mă încălzesc. Să știi că începe să-mi placă. Între timp, în podul familiei Covaciu... Hai, Colorado, să reamenajăm. Ce e, dragă? Hoți în pod, Tavi. A, nu, care hoți, mă? Stai, lasă-mă, ce hoți. Tavi, sunt hoți în pod, nu e de glumă. Tu vrei să ne fure ăștia ceva? Ce să fure, dragă, de-un hoți, chiloți, de hoți? Lasă-mă, Doamne, cu podul tău, cu tot. Aole. Tavi. Da. Sigur. Ia, uite ce icoană frumoasă. Ai auzit și tu acum, Tavi? Mă, cred că e... Cred că e pisica aia de la vecin. Mă duc un pic să văd despre... Nu, hai, lasă-te duci dacă e pisica de la vecin. Ce-i important? Stai puțin, că îmi stă pe creier acum. Mă gândesc doar la pisica aia. Vrei să stricăm toată treaba? Hai, Tavi, lasă un avid de pisica. Măi, mă întorc. Te rog. Hai, mă chem dacă e ceva. Alerg cu tuiu și mă întorc. Hai, de gândire. Hai.
Ioan, dar ce face? Davi, ce bine că ai venit! Îți place? Jos, acolo, măi, tu mă bagi în spital, mă duci la Balamuc. De ce faci, mă, gălăgie? Tu știi că nevastă mea te-a auzit? Am vrut să reamenajez. Colorado al meu are alergie la praf. Fiți-ar Colorado dorit să-ți fie? Băi, omule, dacă aflăm, mă, nevastă mea că ești aici, toată lumea știe că te-au mâncat lupi în pădure. Davi! Davi, Davi, dar un pic să termin cu pisica! Să-mi spui dacă trebuie să vin! Nu mai venim, mă, dar spun! Te rog, ai grijă, nu mai face gălăgie! Păi, dar uite ce e aici, trebuia să stau și-o confortabil cu Colorado, nu poate să stea așa în toate condițiile astea. Poți să vin când pot, mai stau și eu cu tine, înțelege-mă, nu pot să lipsesc atâta din casă. Stai și tu cu minte aici, așteaptă-mă și tu în liniște, chiar nu poți. Vorbește cu el, prin semne, de ce trebuie să vorbești tare cu el? O să fie bine. Hai, stai cu minte, nu mai faci gălăgie. Davi! Stai, măi, femeie, că vânta asta e în călduri, ca și tine! Hai, mă, că eu vin la trei să te ajut, uite, am luat și... Stai acolo, nu urca! Haide-mă odată, ți-am spus, cât stai acolo? Băi, lasă-mă să prim mâța, nu te m-aș gâria și pe ochi, lasă-mă faci! Dar nu vrei să vin să te ajut? Nu vine că ești, stai acolo! Te rog! Bine, știi, da, hai să s-o lăsăm deocamdată pe Anda să se pregătească de culcare în compania ursulețului și să-i facem o vizită Leonardei, ghicitoarea satului. Dis de dimineață, stimabila doamnă se află la datorie în așteptare de clienți. Leonardo! E gata ceaiul ăla? Știi, noi mine nu l-ai pus la fierb un pariu, că l-aș fi auzit cum fierbe. Aolo, Breda, m-ai disperat! Mi-ai mâncat ficații, nu mai ce ai bei toată ziua. La ce-ți mai trebuie, bre? Un agor ai băut. Nu mai să-mi dai de treabă, știi? Păi ce treabă ai? Nici clienți nu mai vin, că le spui numai prostii. I-ai spus lui Deal de Marinela că o să se mărite cu Pandele? Aia te-a crezut? Iar acum e măritată cu fratele lui Pandele. Așa, și care-i problema, mă, tale? Dar tu de unde știi, bre? Că nu e niciodată afară din casă. E, uite că știu, mai văd și eu pe fereastră câte o mișcare, mai deduc și eu, ca minte. Mi-am pierdut teul. Și real. Ia, mă, dracu, dai ce și lasă-mă. Anda, te aud! Care Anda, mă? Ești în mintea mea, puiu? Puiu, e puiul meu. Bă, ești bea, du-te acasă! De unde are asta numărul tău de telefon, mă? Alo, femeie, doceamnă! Căutarea prin pădure din seara precedentă le-a făcut o foame de lup lui spaniolul și aghiotantului său. Și e cunoscut faptul că foamea te face mai inventiv. Nu e neapărat cazul mafioților noștri, care, de când se știu în astfel de situații, recurg la varianta nu foarte onorabilă de a subtiliza galinacee din curțile gospodarilor. Ce-i cu voi, mă, aici, neispraviților, la mine? Pune bodnițele pe dreapta. Acum ești cea mai șucară. Ah. Ești nenorocit. Ești crimă! Ești crimă cu pedeapt, cu premeditare. Recurs ai făcut. Auzi, mă, ia zi ce vrei de la mine. Ce cautați aici? Auzi, bă, Gheorghele, de unde ai luat, bre, găina asta? Că, bă, parcă o cunosc, bă. Bă, fii atent că asta e sumul. Bă, asta e găina lui Petrache. Bă, eu i-am vândut-o acolo săptămâna. Ai furat-o, mă, și pe asta, mă. Să mă rog, familiile, dacă am furat-o, doamnă, ne-am zis o mucică de una, apoi că latră. Latră mușcă și nu face nicio. Ia zi mai bine ce vreți voi de la mine, ha, zi! Zic că tot ai cu mine, zic că am făcut, am venit la tine să-mi dai o pasență de-asta, cum îi zice. Așa zi. Cartență. Și că a fugit aia mică, a mărmulișilor de acasă, a dat cotoranță și și-a luat-o. Așa și ce treabă aveți voi, mă, cu ea? I-a spus gând rău, frate, să ai naibii să fii și lua aia.
Eu gără! Să-l pierd pe ăsta la barbu dacă i-am... N-am nimic cu fata! Fii atent! Am o combinație cu măsa! Fii atent aici cu măsa aia, că mă enervez! Cu măsa, mă! Păi fii atent aia să-mi dea mie terenul ăla înapoi, că mi l-a luat! Fii atent, mă! Fii atent că m-am enervat acum, fii atent! Tu faci ceva pentru mine, eu îți dau ție în tarot. E bine așa? Fac ce vrei tu, zugrăvesc, pun greșe, faci să mă bat pe sobrochie. Mă, fii atent aici. Mă ascund direct. Tu te duci la primărie, dar hai că-ți mai zic eu ce și cum. Fii atent aici, hai să-ți dau acum aici în tarot, ca să vedem unde a fugit neisprăvit aia mică, bă. Hai. Dar zi-mi ce fac la primărie, mă trimiți așa la primărie și nu fac stai, nimic la mă, primărie. Stai, spun eu atunci ce și cum. Ia zi aici, cum o cheamă, să dă scânt aici. Eu m-am întâlnit cu Tavi și l-am întrebat de ea. Aia ce-a să zic, lațul astea. Dar ce că omul nu l-a văzut. N-am văzut-o pe cotoranță, dar eu l-am văzut-o pe lângă casa lui. Aolo, da. Ia dă-mă cu aia, a căzut, e de nasol, bă. E de nasol. Nasol. Hai să vedem. În sfârșit, singur acasă, Tavi pregătește o cină frugală, dar romantică, ca să-i intre în grații fugarei. Ce faci, mă, Tavi? Pomar! Pomar? Deci nu mai pot, Tavi. Nu mai pot. Dă-i jos. Nu mai pot. Te salut. Ți-e rău, mă? Nu mi-e rău. Nu mi-e rău. Nu mi-e rău. Am o problemă mare de tot, Tavi. O problemă foarte mare. Ce puțin? Mi-am pierdut eul. Firel, ia mă dracu, dai ce și lasă-mi. Băi, nu leu, Tavi, nu leu. Eu, eu, și ce la eu? Ia uite de mutat aici. Ce dracu ți-am zis eu, mă? Ți-am zis, mă, să nu mai dai foc la cânepă-n grădină. Ce cânepă, mă? Bă, mă lasă să vorbesc sau nu mă lasă să povestesc despre problema mea? Zi înainte, mă. Eul? Cred că s-a supărat pe mine. Da. S-a supărat pe mine. Că n-am putut să o opresc pe... pe Ana de la sinucidere. Care sinucidere, bă? Ce sinucidere, bă, băiatul? Cum mă, se, ce sinucidere? Tu n-auzi că în tot satul se vorbește că ar fi fugit de acasă și ar fi lăsat maică și o scrisoare? Cine lasă scrisori? Nu decât sinucigașii? Ana, da? Așa? Joia, vinerea. În fiecare săptămână pleacă la mătușii sa în satul de lângă noi. Dan Blac, care ești? Ia și bea. Acum e la mătușii sa. Da, mă, să duci acolo că e bătrână femeia aia. Vai, steaua ei, ești tânăr. Nu, stai un pic, lămurește-mă, lămurește-mă puțin. Ia momentul ăsta. E acolo, tu știi sigur treaba asta? N-auzi, mă, că se duce în fiecare săptămână la mătușii sa în satul alt. Și acum e acolo? Da. Nu știu, nici nu știu cum să reacționez, cum să mă bucur. Sincer, mișcat de nefericirea lui Mugurel, Tavi consideră că e de datoria lui să-l prevină pe ghinionistul îndrăgostit în legătură cu capcanele iubirii. Ca să curgă vorba mai bine, e nevoie de un vin de soi și de multe pahare date pe gât. Ce s-a aude, mă? Stai cu minte. Vecinii au o pisică, mai înțeleg. Pisică? Da, ce nu-i place la pisică să stea la ea? Lasă-mă să mă duc să o iau eu. Lasă-mă să mă duc să o iau eu. Hai, mă, bă. Că ai mie nu-mi cumpără? Mă, că nu sunt de acord cu pisicile. Lasă-mă să mă duc să o iau. Te duci mâine. Acum bem. Hai. Dă-i mie, te rog eu. Îți dau motarul. Pisica. Mă duc să iau, stai, ușor, ai nebunit la cap. Băi, Mugurele, Mugurele, ai nebunit la cap. Stai, mă, că ești beat. Ia uitați-l pe ăsta, băi, Mugurele. Stai, mă, lasă-mă, lasă-mi pace. Stai, mă, că-i pisoiul meu, mă, uite, aduce, ai nebunit la cap. Mi-e fric și mi-e foame, nu ți-e un pic milă de mine? Vino să mă încălzești. Ianda, am auzit-o, mi-a vorbit. Ai vedenii auditive. Ianda, Ianda, te aud. Care Ianda, mă? Ești în mintea mea, puiul. Puiul, e puiul meu. Bă, ești bea, du-te acasă. Ce vrem că mi-a vorbit puiul, mă? Care puiul, mă, te-ai tâmpit la cap? Băi, Mugurele, bă, ești beat, bă, băiatule. Mugurele, ești beat, du-te acasă.
Gata. E puiul în capul tău aici, face ouă, du-te acasă. Nu e niciun pui, e pisica mea. Anda! Adică alu vecinu. Hai, gata. Anda! Vezi, mă, că nu e nimeni. Băi, Mugurele, stai, mă, cu minte. Ia uite, îți rup picioarele în scara asta. Te-ai îmbătat, bă, băiatul. Mă, era aici, în capul meu, dar și-a s-auzit aici. Păi nu, ai, tu ai multe probleme în capul tău. Dar aolo. Nu e. Gata, hai acasă. Aolo. Hai acasă, bă, băiatule, gata. Aolo. Bolnav închipuit de când se știe, Sandu e convins că a făcut sacrificiul suprem participând la căutarea Andei. Nu de aceeași părere este și Dochiana, cea care duce greul gospodăriei. Unde-i copilul nostru? Ce faci, mă, aici? Stai așa, eu sunt îngrijorată de omul unde-i fetița noastră. O fi dus ea să se ascundă pe undeva, știi că ea face de-astea. Dacă s-a dus la mântușul ăsta. Ce mântușii s-a vacanță, mă, la mântușii s-a dedicat și nu e, mă, nici acolo, mă. Nu e? Ce face, mă, e fetița noastră? Acum, înainte de muncă, unde-i copilul, mă? Lasă, dragă, cu o rezolvă. E gravă, să știi că e gravă. Da. Bună seara, bună seara, cum scrii, dragi? Bună seara. Salut, soția mea, bucuroși de oaspeți? Bucuroși, da. Foarte. Am o veste mare pentru voi. Ați găsit-o pe Anda. Unde s-a ascundat? Și Anda, mă, care Anda? Dar unde? Anda nu e acasă? Cuscule, stai liniștită. Lucica, nu se poate așa ceva. Fata mea e aici acum, adică bărbatul păi... nu mai glumește el așa de felul lui, că mai doarme, să mai scoală, mai glumește și... Na, ia venit inima la loc, știu. Ia ce-i în dormitor, trebuia să am ochile de mireasă. Am înțeles. Ia uite-i vestea pentru care am venit noi. Eu și frumoasa mea soție ne-am hotărât să facem nunta la noi. Doamne, Cuscrule, i-a venit inima la loc, am căzut la pace. Doamne, ajută! Ce să mai? Veste mare! Dochiană, Sandule, am și eu ceva de spus. Noi facem nunta la noi, dar voi trebuie să aduceți niște cărniță, niște oulșoare, slăninuță, cârnăciori. Nu putem face nunta fără. Ce să zic? Trebuie să contribuiți. Dar, Cuscră, poate, dar tu erai de-aia vegetaliană. Mâncai broccoli și neuștean. Sandule, vegetariană! Vegeta, cum spui Doamne, tu. La țară... Ionele, n-avem de unde. Dochiană, nu putem face nunta așa. Dacă eu servesc oamenilor morcov, broccoli și alte cele, păi voi nu vă gândiți că nu mai vine nimeni? Și cu ce dar rămân copii? Cine le mai dă bani, mă? Nu putem face nunta așa. Aici, da, ce de? Deșteapta lui tăticu. Și apoi nuntă, fără un cârnăcior, fără o sărmăluță, fără o afumătură, nu prețeni. Dar noi n-avem de unde să luăm toate astea, n-avem posibilități. Plus eu sunt un om bolnav. Este foarte bolnav. Voi știți că e cu inima, bărbat. Nu mă interesează, Dochiană, nu mă interesează. Doar nu am finanțat noi toate cele. Alo. Suntem amărâți. Cine te sună, mă? Scuze, mă, cine te sună? Dă-mă să văd eu cine te sună, mă, trăs. Da, gata, domnule. Cine te sună, mă? De unde are asta numărul tău de telefon, mă? Din totdeauna l-a avut iubirea mea. Din totdeauna l-a avut. Măi, Ionele, mă, tu-ți bagi joc de mine, mă? Mă, de ce ții tu legătura și ții contact cu asta, mă? Nu țin de ce are numărul tău de telefon să te sune? Ce vrei să vii aici să-mi strice mie tot cheful cu nuta? Nu vine, mă, mă, Ionele, mă. M-a sunat din greșeală, termin, lasă-mă să-ți explic. Mă, eu dacă-s blondă, tu crezi că și proastă, mă? Mă, tu de ce vorbești cu asta? Ți-am spus, m-a sunat din greșeală. Ionele, ascultă aici bine la mine ce-ți spun eu ție acum. Ia zi. Ori mă iei de nevastă legitim și cu acte, ori nu mai iei nicio nuntă. Nunta noastră va fi, nu nunta lui copiii ăsta, lui fata lui ăsta. Nici să vorbesc, nu mai pot, mai enervat de mă mâlbui toată. Da, mă, tu ba joc de mine, mă. Da, termină, ființă, te rog frumos, termină. Ce te crucifici aici? Băi, oameni, termină, terminați-vă un pic. Mă, hai la pace, Ionele. Îți promit, în modul cel mai solemn, că nu va fi nicio safire la nuntă. Și pentru asta, ca să-ți mai dovedesc, ai în cap plus una oară în viața asta că te iubesc,
Vom face nunta aici, la dumnealor. Nu se poate. Nu se poate, nu avem posibilitate, eu sunt un om bolnav. Ori facem nunta noastră, ori nu facem nicio nuntă. Să-ți intre ție în capul tău ăsta. Maica, nu se poate așa ceva. Eu cer despăgubiri, eu v-am dat fata neatinsă. Ce mi-ai dat tu mie fata neatinsă? Vezi că vreau să facem test. Nu mă jigni. Copila mea e crescută de mine. Și ce cuvântul tău are valoare în fața mea? Ce mai are valoare? Nu are nicio valoare. Femeie, cuvântul tău are nicio valoare. Se face rău, la terminați-vă. Aoleu, știu ce fac. Sandule, stai mă să-ți dau o țin. Ia de nu. Ia bre, gata. Ia gata mă, să-i zic sufletului. Bă, 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 ce-i asta? Ești acolo, mă. Bă, bă, liniște am zis. Ia uitați-l și pe ăsta. Ce, mă, băi, pețiv-mi. Am auzit-o pe Anda. Ai și văzut-o? Am și văzut-o, da. Unde ai văzut-o, mă? Pețiv-mi, care ești, de când te-ai apucat de băut? Tu știi că aduce ghinion? Da. Știi că aduce ghinion să-ți vezi soția? Înainte din nuntă rochi dimineață? Eu? Stai, mă, dracu de copil bețiv, iau ce-ați făcut. Măi, tu ești de vine, ți-am mai spus eu ce să nu bei acasă, da? Dracu, când spargi telefonul. Ți-l o spargi. Eu nu mai sup... Ce nu mai suport, stomă? Nu mai suport să fiu respins. Mă. Cine te respinge, mă, mugurelul lui mama? De iubirea vieții mele. Nu e adevărat. Anda! Nu! Nu, Anda! Tochiana! Dacă mă auzi și tu... Dacă mă auzi și tu... Ce-ai, mă? La revedere, că eu... E mult și muncit. Aaaa! La revedere, mă! Mă, du-te-ai să mă! Ia, stai de... Ia, gata! 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 Liniște, mă, și tu! Ia, toată lumea! Stai, mă, rămâne așa, facem nunta aici. Venim cu banul, cu tot ce trebuie. Așa facem. Duc bețivul ăsta acasă, că te-ai apucat de băut, vă, că... Și tu, gata, hai, hai, acasă, mă duc să-i curg și discutăm. Bine, bine, duc, gata, așa rămâne, așa rămâne, haide, la... Acasă, ia, suntem la acord, da. Anda mai are nevoie de câteva lucruri pentru a-și amenaja noua reședință clandestină, așa că se întoarce pe furiș acasă după ele. Între timp, Dochiana încă mai speră că fata ei e ascunsă în casă. Doamne, mama! Ce cauți, doamne, la mine, supat? Ce dracu puteam să caut? Te căutam pe tine, că nu mai știu unde să te caut. Supat? Unde ai dispărut? Da, supat, supat. Te caut peste tot, te caut. Habar n-ai ce a fost aici ieri. Nu te mai închina, nu te mai închina. Ce-a fost? A fost un mare scandal. Aia. A venit Lucia cu Ionel și te căutau pe aici, peste tot te căutau. Și? M-ai făcut de rușine. E, te-am făcut, păi da. E, dacă ai ști tu și ce-a făcut și Mugurel. Mugurel. Îmi venea să mă mor cu mâna mea, îmi venea să mă mor. De ce? De ce? Am tras o sperietură și eu și tactu. Am vrut să se sinucidă din cauza ta. Mugurel? Da. Din cauza mea să se sinucidă? Da. Ce drăguț din partea lui. Ți-ar deși dă glume. Auzi? Tu nu cumva ce-ai făcut tu cât ai fost dispărută? M-am plimbat. A, fii atentă. Gata, ești pedepsită. Nu mai ai voie la televizor și ți-au și telefonul. Nu ți-l dau. Chiar dacă vreau să-l dau n-am cum, că m-au alergat lupi în pădure și cred că mi l-au și mâncat. Mincinoasă ce ești. Mâine mergem la București și probez rochia de mireasă. Nu mai gata, fără comentarii. Ce rochie de mireasă visezi tu? Rochia de mireasă. Auzi, știi ceva? Mai lasă-mă cu tradițiile tale, că eu nu-l iubesc pe Mugurel. Eu nu vreau să mă mări cu Mugurel, tu înțelegi? Nu. Eu îl iubesc pe Bobby. Îl iubesc pe Bobby. Și ce dacă că și părinții lui sunt niște oameni bogați. Da, nu îmi zici că ai umblat în coclauri și nu mai ești fată mare? Ba da, exact asta vreau să zic. Am fost la lupi. Ai fost la lupi? Știu eu ce dracu lup cu două picioare ai fi văzut tu și ce nenorocire ai făcut acolo? Să nu cumva să-mi faci un pocinog acum înainte de nuntă. Ce să-ți fac? Să nu cumva să-mi faci un pocinog înainte de nuntă. Vino cu aici, ești pedepsit. Treci aici, treci aici, treci aici. Ia mâna de pe mine că mă enervez, lăsă-te jos. Lăsă-te jos, fă. Nerușinat-o, aici rămâi, aici înțepenești. Că aduc în joar de acum și nu știu, dragi, te găsește. Dar să te grăbești, ia, da? Ia ce mă grăbesc, imediat. Alo, femeie, Dochiano, lasă fata în pace, nu mai altul e acum, că o să-i las semne. Te-ai trezit? Ce o să zică bărbasul cu dosovada dezbrăcată? Bă, dimineața, de când ai ceva la mețeală, la așa? Bă, auzi? Ia fii atent aici, că mi-ați mâncat sufletul amândoi. Care nu dă? Care bărbat? Care
dezbrăcat. Eu nu m-am mărit. Înțelegeți limba română sau nu înțelegeți? Ba, nu ai să te măriți. Vorbesc destul de explicit. Ai răsfățat-o! Ai răsfățat-o! Tu nu ai fești de vină că nu te-ai implicat în creșterea ei, vezi? Deși ne face, își bate joc de noi amândoi. Ca să vezi, fii atent, nu te implici în nimica, nu m-a ajuns nici la treabă, o să mor înaintea ta, m-ai îmbolnăvit. Ia uite mă, cum o face pe mine Miloc. Păi, cum știi, ai văzut vreodată în viața ta de ăștia? Aoleo, fii atent, am de asta, o vezi mă aici, uite-o. Acum o să te îngrijezi. Acum. A doua zi, capii familiilor se întrunesc pentru a pune la punct ultimele detalii legate de nunta care nu se știe dacă va avea loc. Sandu are ocazia de a-și demonstra calitățile de negociator. Bă, Custre, nici nu știi și norocul dat peste an, dama tale. Hai, nu zău. Călede-mă pe cuvânt. Băi, Custre, uite, eu mă gândesc din Mugurel să fac o mare. Da? Da, crede-mă. Vreau să strâng în 10 ani bănuță și să-l fac primar. A să fie cel mai tânăr și cel mai frumos primar care l-a avut satul ăsta ever. Frumos, frumos. Până atunci noi 2, 5, 6 nepoței frumoși și deștepți ca Mugurel, punem pe genunchi nani-nani, cu tataia. Cu anda mea. Păi cu alta cu care? Că ai, cu anda, că tu n-a venit la Coșgru. Știu eu de ce zic. Păi că tu n-a venit la Coșgru. Da, da, cu bine, eu știu. Așa. Da. Până atunci, o Turcia, un Egipt, Lyon, ceva mașinuțe, să aibă fiecare mașinuța lui. Dai seama. Da, Cuscre, să ne gândim. Eu ce am la afacerea asta? Poate dați și mie ceva să mă îndulcesc bătrânețile. Că am contribuit și eu. Dar cu ce ai contribuit, băi, la saltule, în afară din sămânță? Și dacă stau bine și nu mă gândesc, cam nici cu aia. Că nu prea seamănă Ada cu mata. Dar ce vrei să spui? A, nimica, nu te simți jignit acum. Aduce mai mult cu Dochiana, așa. Da, la frumusețe și deșteptăciune nu cu mine seamănă? Hai, Brenda, saldule, acum, femeile știi și mata cum e. Trebuie să fii, în primul și în primul dintre femeia, trebuie să fii cu minte. Asta, asta am și bazat la Anda. E mică, nu a scapat în porumb, nu a dat de gust. Sper totuși să nu fii un șarpe de la veninos când s-a văzut cu saci în căruță, sare gardul la vecinul. Să fii sigur, Anda a mea e fată cu minte. Fata Ocheanu, fii atentă tu la mine. E ultima somație pe care ți-o mai dau, înțelegi? Deci mie îmi dai pământul ăla înapoi. Făi, făi, Leonardo, mai nebunit tu pe mine. Auzi, la cât de putoare ești tu? Hai că ce faci tu cu terenul ăla? Să tu pui tu acolo castravezi, rușii, ardei. Ce faci cu ăla terenul? Fă, dar ce treabă ai tu? Fă cu ce fac păi, eu ce... pe el. Uite, ți-l vând ție, na? Și mi-au căruță ca n-a costache. Uite așa mă prin pui, am prins la asta. Lasă-mă. Stai așa, stai să, așa. Mai să mai vorbim. Ne deranjează. Hai, nu, ce deranjează? Uite, bam un pahar aici cu Costru. Da, pune și mă un pic. Ia ce să-ți spun, că îți place. Da, ci ce e, mă? Ia, mâncărică ca lumea, pulpițe. Ia uite, dă toate bunătățile, băutură fină. Ce faceți, mă? Ați început proviziile de nuntă de acum? Asta nu te cunoaște. Mă faci să mă simt jignit. Mă faci pe mine Milog? Aoleu, păi despre ce vorbim aici? Ia uite, mă, cum o face pe mine Milog. Păi, cum scrie? Ai văzut vreodată în viața ta de ăștia? Păi, vezi? Despre ce vorbim aici? Eu n-am văzut. Ai văzut, ai uitat. Dar ce mai avem noi aici? Ia uite, 1, 2, 3. Oho, câte sunt. Numai pe ăsta am pensia matale. Și alunea Sandu pe 10 ani de zile. Și ăsta îl folosesc așa, ca și de cumpărături. Auzi, bre, n-ai onele. Dar nu vrei, matale, să-ți dau eu un cărți de viitor? Dar cum că sunt? Că așa să mărită fata lui matale. Care-i fata, fă? Sansoara, băiatul, bre, și trebuie să știi viitorul. Zii? Hai, da. Pa, ia de aici. O, ia să zi. Trăiască familia lui matale. Trăiești, trăiești, ia zi. Aoleu! Aoleu! Bre! Nu-i fals, nu. Lasă-i, bre, stai, aici, bre. Cu băia. Bre! Vă numai negru! Ce vezi, fă? Fă!
Negru! Ce negru? Unde negru? Stop! Știu! E mașina care trebuie să-l iau, când nu m-am hotărât. Ori aia neagră, neagră. Bravo! Ori mai am un albastru spre negru. E, tot negru e. Lucia a prins de veste că Ionel a exclus-o de la tratative. Însoțită de Mugurel, bucureșteanca vrea să-și impună punctul de vedere. Unde-i, unde-i Anda? Copilul ăsta suferă după ea. Unde-i fata? Ia adu-fă, Dogheanu, fata. Copilul, lasă-mă să vorbesc. Unde ai dus-o ea? Unde s-a dus copilul ăsta? Își face ce-ți face? Liposucție, își pune silicoane, își scoate celulitele. Ce-și face copilul ăsta? Suferă după ea, Dogheanu. Aolo, bre! Nu vrei, matale, să-ți ghicesc și de Anda asta, că dacă ia tot zi a dispărut... Ia zi, fă și de aia, hai! Așa trăiască neamul lui matale. Ia stai, bre, să văd acum. Bunis. Aolo, asta acum nu e acasă, Anda. Băi, păi, Leonardo, ia ce vorbești tu acolo? Noi aveam o discuție și vii tu altă dată. Nu, Leonardo, continuă. Zei, zei, că te-am plătit. A, vrei, că zic, tași, fă, din gură. Dar unde e? Aolo, fii atent. Anda asta, o vezi, mă, aici? Uite-o! Asta o să se cupleze cu un bărbat bine, cu numele de... M-B! Ce nume? M-B, mă, de la mascul bine! Înțelegi? Ai, cori, mori, bâză, pâță, ță... Da, tași, m-a spălăcit-o cu ochii tăi! Puuu, doamne, ia-mă! Arba după tine, răzitoare-o! Ori e mă, ori e bă, dar parcă mai mult e bă, fă! Înțelegi? Asta zice cartea! Ți-ar cartea de râs, hotărăște-te odată! Băi, ori mă, ori bă! Bre, cum arată bă ăsta? Eu pe matale n-am cum să te minți. Dacă minte cărțile, te minte și fata lui matale. Cum arată? M, B, V, B. Cum arată ăsta? M, B ăsta? B ăsta adică. Cum arată? Haide mă să ți-l vizualizez acum. Ha, alo! Uite tu ce m-a speriat asta, mă. Este așa mai de înălțime medie așa. E? Și are, uite așa, ochii de cacao, mă. Și are, uite așa, o freză. Și are dungă aici, mă, la freză. Înțelegi ce zic eu? E frumușel, mă, în cală și eu pe el. Ce-i cocoș? Mă, bărbatul ăsta nu seamănă cu Mugurela nostru, mă. Lasă, mă, în șoc, nu prea. Mă, Leonardo, mă, cine e ăsta, mă? Mă. Păi nu-i Mugurela. Ăsta e... Să nu fie Bobby. Să nu fie Bobby Zmarandache, că... Mă duc și îl strâng de gât. Deci, dar asta combina cu... Cu Petronaș să dă la iubita mea acum, lomă. Mugurele, tată. Mugurele, tată, calmează-te. Nu e adevărat. Care Bobby? Bobby, Bobby. Ce Bobby, Bobby? Nu e, nu e așa ceva. Mugurele, calmează-te, tată. E la Bobby. Cine dracu și așa, mă? Băi, 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 băi. Ia gata, fă. Te-am plătit? Dă drumul la Costic că-ți aduc căruța să mergi după copil, hai! Toată lumea s-a mobilizat într-o misiune fără precedent. Nunta trebuie salvată cu orice preț, așa că viitorul Mire trebuie readus la sentimente mai bune. Bobby! Ce e, Mugurele? Ce s-a întâmplat? Unde-i Bobby? Ia, stai, stai puțin, stai puțin! Vă rog frumos! Stai puțin, spune-mi! Scoate-ți pe Bobby afară! Acum! Auzi, mă? Tu ești ăla micu și grăsuț care erai cu muncii pe la genunchi, de râdea tot satul de tine și te băteau toți copiii. Scoate-ți-l pe Bobby afară acum! Acum ce ai cu Bobby? Nu vă băgați voi! Scoate-ți-l pe Bobby afară acum, da? Stai calm, ce ai cu fiul meu? Bobby! Bă, stai! Stai bătălit! Bobby! Vorbim, stai un pic! Bobby! Stai un pic, mă, stai un pic! Hai că te caută în mica lui! De ce țipați? Hai! Revină cu așa, mă! Revină cu abone, simțitule! Mugurele, ia stai, mă, ia stai, 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 stai! Mă, ținu-ți rușinimă, că de la iubita mea, mă! Ia stai, mă, ia stai! Băi, unde-i Anda? Băi, unde-i Anda? Unde-i Anda? Nu mai mă, te lași, treci la iubita mea? Scoate acum pe Anda din casă, acum! Acum o să-ți din casă, ai auzit? Lasă-mă, acum, acum, vezi! Alo, 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 băi săracule! Bă, băiță! Pare loc ai! Ia vezi cu cine vorbești, mă, copile! Cu cine vorbesc, mă, ia? Știi cine e ăsta? Lasă-mă să vorbesc eu acum! E fiul lumina ochilor mei! Vrei să te înglop în ciment? Fii cu mitică dacă... Lasă-mă,
Deci, acum o scos pe Ana în momentul ăsta, scos din casă, mă. Ia du-te, mă, tu în casă și verifică dacă e cineva deci în casă. Deci e sigur de treaba asta. Înseamnă că e băiatul un pod în subsolul unde. Acum, scos-o! Ia du-te, mă, nevastă! Du-te, mă, ce verifică! Unde e Ana, mă? Ai mare noroc, ai mare noroc. Mă, și tu ai mare noroc, că dacă mă pun la mintea ta, mă, sunt cu gârte. Unde e Ana, mă? Ia caută! Anda! Ia, dă-te, mă, să intru eu să văd. Unde e Ana, mă? Nevastă, și vezi. Ce caută, da, unde e? Nu ți-aș dori să ai de-a face cu mine. Crede-mă ce spun. Mi-au scos pe Anda. Bă, ce vezi? De Anda aia mea nu te l-am băgat tu. Fii atent. Văd că am fost băiat bun mereu și tu mă ești de prost. Scoate pana acum, scoate. Unde e? Scoate-o! Auzi, mă, că nu-i la mine, ești nebun, ce-i? Și unde e? Unde e? Stai, mă, că nu-i. Nu-i niciunde. Bucurele nu-i, bărbate nu-i. Unde e băgatul? Unde e băgatul? Spune-mă. N-am băgat-o nicăieri, unde e băgatul? La mine. Bă, ce aveți, mă, nene, mă? Nu mai face pe prostul. Bă, frate, ascultă-mă. Nu mai face pe prostul. Ne cunoaștem de când suntem mici. Pe tocmai, și nu ți-am făcut niciodată așa ceva. Eu sunt cu Petronela și n-am nicio treabă cu Anda. Du-te și caut-o prin sat. Vezi că ultima dată am văzut-o pe la Tavi, frate. Unde ai văzut-o, mă? Pe lângă casa lui Tavi, nu știu. Ia hai la Tavi. Deci fii atent. Dacă nu e la Tavi sau prin zonă pe acolo, hai de face cu mine, băi fraiere. Hai la Tavi, hai! Mă, duceți-vă, hai! Între timp, în podul casei Covaciu, asistăm la un moment intim. Tavi are în sfârșit ocazia să-și exprime dorințele, iar Anda să ceară explicații pentru situația în care se află. Ești tot ce am, gata. Nu mai vreau nimic pe lumea asta, doar pe tine te vreau. Vreau să-mi promis că divorțez de Anabela. Divorțez? Mâine? Sau poi mâine? Orice pentru tine, gata. Facem orice acum, da? Putem să... Ți-am promis. Nu știu cum să zic. Nu te doresc așa de mult. Pot să desfac și un pic aici la geac. Tavi, ce faci? Bine. Ce să fac? Să știi că eu sunt foarte supărată pe tine. De ce? Prea ușor ți-ai încedat. Cu ce mi-ai încedat, mă, puile? Te-am popașă. O săptămână nu mă mai atingi. O săptămână? Păi într-o săptămână te muriți. Eu ce fac? Rămân așa cu ochii în soare? Nu mai primesc nimic de la tine niciodată? Te rog, înțelege-mă, nu se poate o săptămână. Trebuie să înveți să mă respecti. Te respect. Dar nu pot să învăț mai repede 5 minute? 10, ca la școală. Te rog. A fost atât de aproape să te descopere nevastă mea aici. Noroc că e leneșă și e frică și de șobolani. Șobolani? Stai, te cură, nu sunt șobolani. I-am zis eu ei așa, să nu orice pot. Nu sunt șobolani. Ure, ce ne facem? Anda, ești aici? Dacă v-am spus că nu văd e, pe fața ta, văd pe fața ta cu minți de norocită. Văd! S-a terminat! Ne omoară! Nu sunt șobolani. Și dacă ar fi șobolani, sunt aici, te apăr eu, înțelege-mă. N-o să las niciodată niște șobolani să pună dinții pe cărnița ta. Doar eu pot să te mușc. Tavi crede că, dacă este un teren propriu, ar putea avea câștig de cauză. Șansele de a o cuceri definitiv pe naiva adolescentă cresc văzând cu ochii. Pândită de o răceală zdravână, Lucia consideră că e mai înțelept să se ducă acasă decât să participe la căutarea viitoarei mirese. Sănătatea înainte de toate. O, ce domnișoară frumoasă! Bă, să rămână! Să rămână! Ce face Lucioasa mea? Ce faceți voi? Stai mă cu minte, mă, dar voi ce vreți? Stai mă, vagabondule! Noi ce vrem? Noi am vrea de... Stai mă cu minte! Nu, o secundă! Noi am vrea să aflăm mai întâi mondenitățile de la București. Da? Da, mai ales că frumoasă ești, îmbrăcată ești. Mhm.
Când și la trompetă? Stai, bre. Stai mai cu minte, stai mai cu minte, măi, vagabonților, măi, dar stați locului. Noi nu suntem vagabonți. Păi, dar ce vrei de la mine? Ia, lasă-mă. Bă, bă, tu stai cu minte cu chiloții lumea care îi pui la nas, că mă... Da! Păi, spaniol. Trezește-te! Trezește-te odată, sărăciu! Mamă, poliți! Dă cârpa! Dă cârpa! Lasă-mă! Dă cârpa! Ajută-mă! Ce se jupă, că... Ajută-mă! Ajută-mă să ridic! Pune pe mă! Nu hai! Opa! Haide! Hai! Băi, spaniale, băi! Ia-o! Ridic-o! Stai, mă! Haide! Ia-o! Hai, vede! Ia! Băi! Mamă, să vezi! Măiculiță! În timp ce Lucia e răpită de mafioții satului, Mugurel a decis să-și găsească iubita cu orice preț. Însoțit de un alai care vrea să se facă lumină în cazul dispariției Andei, tânărul vine la familia Covaciu. Mona Pokemona, unde-și mama? Ia să mănânci cu... Anda! Ce au ăștia? Caută acolo în WC-ul. Acum, tati. Ce-ai făcut, Mugurele? Ce dați buzna așa la mine în casă? Nici măcar nu știi să bați la ușă? Nu, să taci din gură, că știu că Ana s-ascunde aici. Ce să tac, mă, în casa mea, ai nebunit? De unde să s-ascunde Ana? Scoată-o pe Ana, mi-am dat. Nu există nicio Anda aici, am spus. Ce ne facem? Anda, ești aici? S-a terminat. S-a terminat. Ce ne facem? Tu știi că am vrut să mă simt din dădorul ei, tu știi treaba asta? Doamne, auzi, și pot acu' simt. Nu e, bă, tată. Nu e în WC-ul. Păi dacă ți-am spus că nu e, acum, dar ce faceți, mamă, controlați în casa mea? Da, mă, da, și controlăm, care-i problema? Unde e? Scoate-o pe Anda. Mugurele, bă, cuvântul... Scoate-o pe Anda, eu mor! Mugurele, calmează-te. Eu îți dau cuvântul meu că nu e aici, dar ți-aș fi spus. Cum aș fi putut să ascund așa ceva? Crezi-o vișinioasă, minți, că te cunosc foarte bine. Nu e nici aici. Nu e, domnule, nu e nicăieri, Anda. E normal că nu e, că nu mai voștezi de bine, că voi ați scris-o în stilul ăsta. Stai, mă, lui, calmează-te, că nu e. Ia duceți-vă voi de aici din casa mea, că dacă v-am spus că nu e, nu e. Văd pe fața ta, văd pe fața ta cu mințile înălțită. Văd! Nu e, bă, tăticule! Băi, tati, nu e în casă. Dacă v-am spus că nu e. Nu e fata aici. Doamne, ne ferește, hai că am trăit să o văd și fata. Nu se poate, nu se poate, ceva, s-a terminat, ne omoară. Anda, ești aici? Copilașul. Hai, tată, hai mai repede, tăticu, hai, tăticu, că înghețăm de frig aici, tati. Dar nu e Mugurel, nu e Anda aici, să știi. Hai, taci. Ce ne facem? Ne omoarem amândoi! Numai o minune îi mai poate salva pe Anda și pe Tavi de la a fi descoperiți într-o ipostază compromițătoare. În episodul următor vedem dacă norocul e de partea lor și, de asemenea, ce s-a întâmplat cu Lucia, răpită de cei doi mafioți lipsiți de scrupule. Acestea și multe altele. Pe data viitoare! Mugurel, unde ești? Am luat de aici, nu mă ridic! Hai, da, ne facem de râsul satului! Tu ce golan bătrân, ce ești, ce sfârciu ții? E bună, la cap! Sunt! Nu s-a făcut rău! Da, bă! Da, bă!